Hai că între timp am avut și primul meu accident. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Hai, noroc de pe trompetă, eu sunt Flash și am plecat la ora mea favorită, ora 5. Ha, și iar mă grăbesc undeva că se închide, ce crezi? Ăsta e talentul meu. A fost o zi cu peripeții, așa că înainte să începem cu story time-ul, vă invit să apăsați butonul de like pentru că merită, domne. Cum s-ar spune? Hai să o luăm pe aici, că nu știu pe unde să ies, să trec de intersecție mai ușor aici la universitate, că e haoseanul mare, ia uite ce trafic e. E, cum spuneam, e ora perfectă. Aha, aha. Să rămână. Mersi, mersi frumos. Perfect, asta e singura chestie de care aveam nevoie. Aha, pieton, nu? Nop, ne băgăm și noi aici. Mergem după autobuz, după aia, hau, frumos. Păi dăm în continuare și poate prindem și semaforul. Trag așa cu ochiul pe după troleu să vedem dacă se mișcă mașinile. Mamă, dar e nașpa că e duba asta pe stânga. Nu prea e combinație cu duba. Nu prea e deloc. A, după a schimbă banda. A, mi-a făcut loc, mersi frumos. Nu știam de ce se dă așa pe stânga, dar aparent am aflat. Băi, e bine, mai avem un semafor și gata, aia e. Mamă, same day, oare aici o fi coletul meu? Sau a fost coletul meu? Deci am așteptat toată ziua un colet, care de obicei ar fi venit la Easybox la 7 dimineața, că sunt obișnuit 7, 7 și 10 primeam mesaj că a ajuns în mod uzual, dar astăzi nu știu ce s-a întâmplat, s-a stricat defectul și nu mai vine. În orice caz sunt foarte entuziasmat pentru el și stau și un pic așa ca pe ghimpi, că e ceva important, mă și speriasem. Uite de catopabila. Așa, băi, îți dați. De cât e? De cât e? 650. Da? În 4 pistoane? 4 pistoane? Foarte mișto. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Da, e full. E full rău de tot, într-adevăr. Mamă, și uite cât ține semaforul ăla pe rond acolo, că ăla când se pune galben la el. Aha. O zi bună! Mamă, pe jos ulei, chestii, să-mi bag picioarele. Revenind la poveste, da, e un colet important pe o cameră. Trebuie să vă povestesc ceva și acum mi-am amintit tot pe episodul ăsta. O să vă dau un mare sfat. De fapt, mic sfat, dar un sfat important. Trebuie să mă duc să iau o folie de protecție pentru acea cameră, pentru că e posibil să ajungă seara asta aplicația de la Same Day, așa îmi spune. Și atunci vreau să filmez un unboxing, să pun și folie pe ea. Și sfatul pe care vreau să vi-l dau, acel sfat important, este următorul. Dacă știți că aveți de făcut o achiziție din asta minoră, să zicem, na, ceva nu atât de scump, bă, nu ziceți, hai că o fac mai târziu. Nu are rost. Nu ziceți, hai că o fac mai târziu. Deci, ieri găsisem folia originală pentru cameră de protecție în stoc. Șetăcă. Iar atunci când am găsit-o, eram pe drum, mă duceam la tuns. Și ce zic, aia, lasă că o comand acasă. Ajung acasă, out of stock. Și e un produs care nu prea se găsește pe nicăieri. E un produs din ăsta de nu îl găsești la orice magazin. Mă rog. Și acum, noroc am găsit de la un alt producător o folie și mă duc să o iau. Într-adevăr e mai ieftină, dar nu e folia originală. Anyway. Și
mereu am făcut greșeala asta. Lasă că comand, ce mă, mi-era greu să o comand de pe telefon, trebuia neapărat să aștept să ajung la calculator sau ceva. Pă bune, da, ăsta este sfatul meu. Nu stați pe gânduri, era bine dacă făceam stânga. Da, lasă că facem aici la următoarea. Asta este. Mamă, nu știu ce e acolo, dar mereu vrea să se surpe pământul sau ceva de desubt. Deci am plecat atât de târziu că acolo trebuia să ajungem. Am dormit super prost azi noapte. Și dimineața când era somnul ăla mai bun, am zis, na, mă trezesc, mă apuc de treabă. Și asta am și făcut. M-am trezit, m-am apucat de editat, am intrat și la lucru. Nu știu dacă ne pupam cine era de vin aici, dar mă rog, am dat și eu de gaz să mă audă, oricum puteam să frânez oricând. M-am apucat de filmat un clip foarte, foarte, foarte lung și suficient de complex. Am mai tras niște secvențe tot din studio și așa mai departe. Pe la 3 jumate, 4 de fapt, am zis că mă culc, că nu mai puteam de somn, mă luase oboseala maxim. Dar având în vedere că am stat numai pe cafele în prima parte a zilei, ce să dormi, mă, tată, mă, că cred că în 20 de minute m-am trezit. Trecuse și toată oboseala și tot somnul. Dar nu pot să zic că mă simt fresh. Mă simt foarte agitat de la cafea, obosit, dar fără somn. Nu știu cum să descriu feeling-ul ăsta. Mamă, și cât ține semaforul ăsta și cât o să țină. Era mai bine dacă făceam stânga pe la parc, pe la izvor, pe acolo. Cred că acum deja ajungeam. Sănătate, mamă, frumoasă, mă, bro. Frumoasă, frumoasă. Cred că aveam semnalul pus. Nu știu, oricum, feedback-ul de la butonul ăla mă omoară, dar asta este. Trăim cu el, n-avem ce să facem. Așa. Și acum o să ocolim un pic Casa Poporului. Dar să zicem că e bine. Mamă, ce verde albastră era Tesla aia. Nice. Uite ce trafic, mă, tată, mă. E ora, mă, e ora. N-ai ce să faci, e ora. Și văd că se lucrează din plin în partea asta. Și vreau să fac dreapta. Ne băgăm pe aici. Mai depășim. Bă, dar mai ajungem? Hai că ajungem. E aproape, e pe partea cealaltă, dar trebuie să scăpăm de nodul ăsta. Mai bine mergeam printre mașini și la semafor. Hau. Trăgeam pe dreapta. E domnul cu motorul în spatele meu, că altfel dădeam direct cu spatele. Verde la semafor. Bă, dar nu se mișcă nimic aici din coloana asta cu verde intermitent dreapta. Nimic, nimic, nimic. Nu mai avem mult de stat ce am ajuns. Mi s-a părut că s-a mișcat ceva în dreapta, dar nu știu ce mi s-a părut. Am zis că o fi vreun șobolan ceva. Mamă, cum miroase, Doamne ferește. Ce s-a întâmplat, bro, aici? Mamă, cum miroase, bro. Ce aproape am ajuns. Aha. We are almost here. Eu uite, că mereu mă întrebam dacă aici chiar așa se face stânga. Și aparent da. Nu știu ce, n-au dat scorul un pic mai în față încât să pară normal, să nu ai impresia că faci ceva ilegal. Când putem să mă urc pe trotuar pe aici? Bă, băiatule, bă, ce fraier sunt. Bă, dar zici că nu vreau să mai ajung odată la magazinul ăsta, băi. Aute, pe aici și ne băgăm noi. Bună seara! Și-am plecat, misiune îndeplinită, folie olărită. Ce să olărim noi de mâncare, băi? Că la asta nu m-am gândit, dar trebuie să olărim și ceva de mâncare. Ceva bun de haleală, undeva pe aici. Ce să zic, nu mai zic nimic. Că nu-mi vine nimic în minte. Aha, am luat-o eu pe aici, dar sincer, rău n-ar trebui să fie. Că ar trebui să mergem țeavă. Deci uitați-vă un pic, dacă cumva e ghinionul să fii la ora asta în mașină și să trească să iei pe aici. Doamnele ferestre, uitați-vă un pic. Hai că între timp am avut și primul meu accident. Bine, nu accident, căzătură.
Eu n-am căzut, a căzut Mobra. Mă rog, ați înțeles ideea? Din de când sunt motociclist. Dacă îmi spuneți în comentarii, poate o să vorbim despre ce și cum s-a întâmplat și na, numai mie mi se putea întâmpla așa, gen, nici măcar să nu cad. Ce vrea, mă, escalador, nu știe că eu sunt pe motor la ora asta? Doamne, 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 doamne. Chiar așa, mă, escamă să mă deranjez în timpul motovlogului. Și am ajuns la parc și ne apucăm imediat de treabă, că am venit cu treabă, normal. Ah. Doamne, doamne, ce-mi place pe piatra cubică. Ah. Absolut perfect. Știu că e murdară Mobra rău de tot, dar asta e, n-avem ce să facem. Fiți atenți aici, pentru ce am așteptat eu 2 luni. Vai de capul meu. Ta-da! Frumos, nu? Deci, chestia asta este foarte, foarte, foarte importantă pentru motocicletă și o să vă zic imediat de ce, dar mai întâi avem aici obiectul muncii să curățăm cu niște spirit. Nu vă gândiți că e cine știe ce, trebuie să degresăm. Bă, unde pun și eu ăsta, mă, uite, las aici. Așa, să-i mai dăm o mână să fim siguri că se va lipi bine. Chestia asta, cum spuneam, e foarte importantă pentru că ne ajută să scăpăm de cromul ăsta oribil de aici. Hai să vedem cum se instalează drăcia. N-a fost foarte scumpă, transportul a fost mai scump decât drăcia și bineînțeles că am luat-o de pe Ali, am rugat-o pe Irina să mi-o comande de acolo. Să băgăm în buzunar aici, să nu facem mizerie, că sigur o să zboare plasticul și nu-mi place să fac mizerie. Este exact ca aia pe care am avut-o înainte, dar am dezlipit-o pentru că început să se arate absolut, dar absolut oribil. Bă, are lipici bun, mă. Bă, asta e mai proastă decât aia pe care am avut-o, adică e mai mică, sincer să fiu. Partea asta e lipită. Nu pot să zic că sunt fan carbon de ăsta fake, dar decât cromul ăsta de pe margine de aici, care efectiv mă omoară, e mult mai bine așa. Și hai să vedem cu asta cum facem. Trebuie să încerc să o aliniez cât de bine se poate. Bro, atât de greu se pune o de asta? Bă, nu e ce trebuie, mă. E decupat aiurea rău de tot chestia asta. Sincer să fiu, e super proastă. E mai mică și trebuie să găsesc un echilibru între marginile astea, că altfel. Uită-te un pic aici, o agăți cu unghia și nici n-ai cum să o ajustezi tu, să zici că, mamă, bagi farfeca un pic să mai tai din ea, că n-ai ce să-i faci. Da, concluzie, 7 lei dai, 7 lei face și am stat și 2 luni după aia, băgame, și marginea asta se potrivesc, măcar atât, măcar marginea, dragi prieteni, marginea pare să se potrivească. Aha, ce am, bă, ce e asta? Ce e asta, mă, fratele, mă, uitați-vă un pic, deci am aliniat gaura asta. Și a intrat la apă, mă. Bă, n-ai cum așa ceva, mă. Cât de proastă e. Sau poate că așa trebuie montată. Hai că, mamă, cum arată aici. Failei. Oribil. Hai că am tras de apă până am făcut-o de comandă. Aici cred că s-a și rupt. Sau nu știu, n-am idee. Bă, dar parcă arată altfel motocicleta cu gunoiul ăsta aici. E un gunoi infect de 7 lei, n-am ce să zic, calitate, cea mai proastă calitate posibilă, dar parcă e ceva mai bine și de ăsta aș putea să trag, dar cine îl mai scoate? Și deja îmi rămâne lipici pe mâini, bă, tată, bă, ce mizerie, bă, băiatule, bă, ia fiți atenți, mamă, tot lipiciul rămâne aici, uite, așa o pun și să... Hai că am vrut să trag de ea. Să o lipim bine aici și mai apoi tragem de ea cât se poate. Numai că asta e mare, e greu să tragi de ea. Da, da, nu faceți ce am făcut eu, să o dezlipiți, să o lipiți la loc, arată ca un gunoi acum. Nu că ar fi fost ceva mai mult decât un gunoi, dar măcar avem asta la loc. Este fix ca aia pe care am avut-o în trecut. Numai că, na, probabil că era mai bună. Faza e că fost proprietar, uitați așa un pic, fiind marinar de profesie sau, mă rog, ceva de genul ăsta, se plimba foarte mult prin lume și avea acces la niște magazine prin Canada și pe unde mai îmi zicea el, care aparent, chiar dacă el nu știe probabil chestia asta, aveau accesorii
mult mai calitative decât ce găsim noi acum pe Ali, de exemplu. Și așa, na, au fost și manșoanele pe care le-am avut pe Mobră de la el, care erau, sincer să fiu, absolut geniale. Adică manșoane ca alea n-am mai văzut și mi-aș dori să mai am manșoane din alea, numai că unul s-a rupt și e pocnit. Le-am salvat, le-am acasă, dar asta este, se mai întâmplă. Și na, motocicleta avea accesorii ok și ăsta presupun că e, de fapt, ăla de rezervor era din kit cu ăsta. Și uitați-vă diferență, ăsta e ăla vechi, bine, puțin rupt aici chestii și gunoiul ăsta care, vai de capul meu cum arată. Da, mă rog, na, n-ai ce să faci, asta este și măcar, chiar dacă e nașpa, am scăpat de cromul ăla urât, iar acum putem să-i dăm spre casă și vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și have fun, ride safe, chestii. Nu uitați că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage, codul OnFlash, adică fix numele canalului, și vă puteți scoate transportul sau măcar un cicocăl, așa că profitați de el la maxim. Ieșim și noi pe aici. Au, mersi. Să rămână. Eu am fost Flash. O zi cât mai bună. Tu.